Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, astăzi o să ne jucăm un joculeț destul de interesant și anume Assetto Corsa Competizione. Un nou joc simulator, probabil că dacă sunteți pasionați de jocuri cu mașini sau dacă aveți ce drept în volan acasă și ați încercat o grămadă de jocuri cu mașini, cu siguranță ați auzit de Assetto Corsa. Eu tot vine să-i zic Assetto Corsa, nu știu de ce. Ei bine, el este un simulator la fel ca și Project Cars, la fel ca și Gran Turismo care urmează să apară pe PlayStation 5. Ce coincidență face că ne jucăm totuși pe PS5 în momentul de față. Este un simulator destul de interesant și destul de bine realizat, având o grămadă de opțiuni când vine vorba de controle, când vine vorba de felul cum se comportă fiecare buton în parte și face în așa fel încât să simuleze realitatea sau să faci totuși să conduci așa cum îți place ție. Ai și o grămadă de informații pe HUD încât să afli toate informațiile despre mașină, despre felul cum interacționează mașina cu circuitul, despre felul cum interacționează circuitul cu mașina și cu vremea și tot așa. Adică e un simulator destul de bogat când vine vorba de aceste detalii și arată și destul de bine. Asta cred că este un lucru destul de important. Mare parte la genul ăsta de jocuri, după cum probabil o să vedeți mai târziu luna martie, o să vedeți și în Gran Turismo cum stă treaba, că în mare parte jocurile astea sunt făcute pentru partea asta de simulator, pentru că sunt menite să fie jucate cu un sistem avansat de conducere, adică cu pedale, cu volan, cu schimbător, poate chiar și cu un sistem ultra-wide, acum rămâne de văzut. Bine, ăsta este și pe PC, ce drept, pentru partea cu ultra-wide cred că merge pe PC, dar pentru partea normală cred că rămâne pe PS5. Ce drept, vreau să spun de înainte, am jucat puțin jocul ăsta să văd cum stă treaba și feedback-ul de la mașină în controller este demențial. Atunci când ai viteză mare și încerci să pui frână, simți cum acest controller, sau bine, acest trigger mai bine spus din partea asta de jos de aici, începe să o pună puțin rezistență și în funcție de cum încetinește, cumva simte ca și cum o pune rezistență, lasă liber, o pune rezistență, lasă liber. E un fel de senzație destul de plăcută, ca și cum chiar se simte că se chinuie mașina să pună pauză, ceea ce este un lucru destul de impresionant. Așa că o să dăm puțin pe Championship să vedem care se treabă, dăm New Season, nu stăm așa să verificăm mare brânză, să dăm start la New Championship și ne uităm ce mașină avem disponibilă. Aparent avem un Lamborghini aici, așa, Huracan destul de frumos, dar cred că putem să schimbăm mașina dacă e să ne uităm. Așa, avem Bentley, avem Audi, avem BMW, Jaguar, Ferrari, Lamborghini, Lexus și Mercedes AMG. Mercedes arată destul de frumos, chiar pot să zic că îmi place destul de tare. Din păcate nu cred că ai foarte multe opțiuni acum la început, așa că o să ne uităm repede peste toate. Avem un Audi R8, una dintre mașinile mele favorite. Îmi place foarte mult designul și în general când e vorba de Audi sunt destul de mare fan al felul cum este mașina făcut începută, dar și în mare parte și ca performanță am auzit că este o mașină destul de bună. Hai să vedem totuși ce mai avem pe aici. Avem și Bentley-ul. Bentley-ul din păcate nu prea mă coafează, nu știu, niciodată n-am fost un mare fan al Bentley-urilor, având un design așa foarte bătrânicios, poate mai mult pentru cei care sunt fani ai mașinilor astea așa mai sofisticate. Avem BMW-ul M6 GT3, care este un clasic, dacă e să o luăm așa că e vorba de mașini de curse. Seria M în general arată destul de bine, chiar arată foarte frumos. Mi-ar plăcea dacă n-aș mai da back, din obișnuință tot dau back, nu știu de ce. Avem și Jaguarul. Jaguar CDM, n-am mai văzut un model de la Jaguar de ani bun de zile de când mă jucam Need for Speed. Uite, Alliance, ăla e Alliance Țiriac? Nu, nu cred că e Alliance, cred că e Alliance altă firmă, altă treabă. Oricum, arată foarte frumos acest Jaguar. Avem și Ferrari 488 GT. Credeam că o să fie un 911, dar și acesta arată destul de bine. Ba chiar îmi place foarte mult, îmi place designul ăsta de pe ele, chiar foarte nice. Lamborghini l-am văzut și Lexus. Ok, Lexus nu știam care mașină de curse, dar acum că o văd, parcă mi-aduc aminte că am mai văzut acest model de mașină pe undeva. Și Mercedes-ul l-am văzut. Așa că să mergem cu Audi R8-ul, pentru că îmi place mie Audi R8-ul. O să dăm așa și ne alegem un circuit. Anume, nu, dăm așa Practice Lengths, nu știu frate ce e pe aici. E foarte complicat pentru mine tot ce e aici, pentru că nu m-am jucat genul ăsta de joc prea mult, decât așa să văd cum funcționează și cam aia este ideea. Ok, m-am și aranjat încât să fiu pregătit de toate. Focus alert the track, find the așa reference, earn 2 or 3 medals to unlock the consistency ring.
Să conducem până la start. Știu că aici trebuie condus până la start, încât să, încât să dea drumul la curser. Aici nu ne lasă să, să accelerăm prea tare. Adică trebuie să, trebuie să încerc să mențin o viteză cât de cât respectabilă până la, la ăsta. E destul de complicat, credeți-o. De aici, gata, s-a dus. Și ciudat mi se pare felul cum trebuie să pornești, trebuie să pornești genul ăsta de curse. N-ai, ce înseamnă să te joci toată viața numai arcade racere și să-ți, să te bagi după aia într-un simulator plin de 5000 de detalii și toate alea, like, doamne fer. Aolo, dar simt că parcă îmi zmucește mașina puțin de sub control, a nebunit. S-a dus de nebun aici. Dar ce m-aș face în jocul de genul ăsta fără, fără guidance-urile astea, sincer? Și fără guidance-urile astea ar fi groaznic. Ok. Să facem requirements-urile astea, să ne facem ăla de acolo. Și cred că va trebui să vizităm și pit-ul cândva. Trebuie să mergem și la pit în timpul celor 15 ori. Cred că am ce timp puțin cam tare acolo. Puțin cam tare. Adică băieții văd că deja vin după mine. Îs foarte, foarte agresivi. Încerc pe cât de mult posibil să... să nu încalc vreo regulă. Ok, super. Încerc pe cât de mult posibil să... să vă fac mândri, cum s-ar zice. Pentru că de multe ori în jocul genul ăsta, cum am spus și ultima dată când am făcut un joc asemănător, știu că unii dintre voi ați fost puțin mai, mai supărați pe ideea că cineva care nu prea se pricepe face video-uri cu jocuri de genul ăsta. Și am zis, măcar ai de data asta să facem și noi măcar o idee acolo, să nu mai părem ultimii fraieri. După cum se poate observa, deja, deja acum realizez și eu felul cum, cum merg lucrurile, în sensul că... în sensul că intru cu aproape 100 la oră în curbe. Runda următoare, dacă facem un lap bun, cred că ar trebui să facem 3 lapuri, dacă e să luăm așa, ar trebui să ne ducem în pit. Și după ce ne ducem în pit, să... să vedem după dacă ne, ne validează timpii. Că asta, asta e complicată treaba, foarte, foarte tare. Pentru că am încercat niște curse înainte de video și nu mi s-a validat timpii și după aia m-am prins de ce. Făcând prea multe greșeli în timpul cursei, îți poate invalida timpul foarte, foarte mult. Și am mai realizat o chestie. Cu toate că dacă ți arată că linia e verde, nu înseamnă neapărat că poți să mergi turbo, 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 pentru că nu o să ai timp să, să transformi linia după aia dacă devine instant roșie. Îți va fi foarte greu să o întorci în, în verde, știi, ca să zici că e ușor de, de manageria viteza. Okay, cred că trebuie să mai facem încă lap-ul ăsta, să-l facem ca și valid lap, iar după cred că putem merge la pit. Dacă nu mai avem mult din cursă, ce-i drept, adică e lejer. Și de aia că trebuie să scoatem un timp bun. Iar și un lucru pe care minim o bate e faza asta cu timpii. Trebuie să văd cum, cum facem aici. Bun, ok, ușor. Atât. Din obișnuința de la alte jocuri să nu accedez pe atare cu anumite chestii. Vreau să termin lapul ăsta, runda următoare, pit stop. Asta vrea la pit, că văd că e foarte... Nu, lapul meu! Absolut dezgustător. M-a gândilat ăla din spate, m-a speriat ăla din spate. M-a luat ăla din spate și am zis, a, firar. Da, va trebui să mai fac încă un lap, îmi trebuie. New track medals, ok, unul din trei. Care e doar unul din trei? Prea mă prind exact cum funcționează tracker-ul ăla de sus de acolo. Dar data o să dăm un pit, că am doar 5 minute la pit. Și nu vreau să ratăm și pit-ul. Știu că e foarte important să mergi o tură la pit. Nu înțeleg exact de ce, știu că dacă nu-l fac, se supără pe mine. Ce drept, nu sunt pe primul loc sau pe un loc foarte grozav din ce văd. Sunt mulți oponenți care sunt pe plus la timp. Deci, asta e clar. Oh,
Mai, și pare că nu te miști repede, dar de fapt ai o viteză destul de mare. Când te uiți la kilometraj, te uiți așa gen what the F. Știi? Cum e foarte surprins când Dumnezeu l-ai atât de multă viteză, deși nu pare că te miști așa de repede. Dar surprize, surprize cu Andreea Marin. Ești ce? Chiar te miști, ai 100 la oră. E periculos. Ok, suntem la jumatea cursei. Car on the left. Clear on the left. Ok. Păi nu ar trebui să intru la pit? Ăla trece pe mine, e ok. Unde-i mă ăsta? Pit limiter, navigate. Nu știu ce se întâmplă, dar să zicem. Au, mi-a făcut deja toate, văd că PSI-urile sunt toate în regulă. Sunt la limită oricum. A, acolo e pitul ăla al meu. Ok, stai să nu intrăm peste alții. Aici e al nostru. Salut băieții. Stop the engine. Sunt pe negativ, hai. Aba, băieți, cu viteză, pierdem timpul. Mamă, uite și pe ăștia mei cât de mult stau. Incredibil, bă, băiatule. Trebuie să mai fac două lapuri întregi cum trebuie. Ce vorbim aici? Hai că l-a reparat pe ăla din față. Ce vorbești? E cea mai grea chestie în ăsta. Acum e să menții viteza de 50. Da, mă, ai o mandatory pit stop. Ai un mandatory pit stop. Deci, neapărat într-o cursă trebuie să te oprești măcar o dată la asta, ok. Ok. Track limits, no gain. Gata, de acum putem începe cursa mea. Ei dăm, frate, îi dăm, calco, fiule. Cred că trebuie să profiți când cel mai vitezuman e în pits. Nu știu ce strategii se aplică în ăsta de aici. Încă afară de faptul că trebuie să ieși, să scoți timpul mai bun, nu știu ce strategii poți aplica. Când, gen cu informația asta, ce ar trebui exact să facă pilotul atunci când cineva îi spune, bă, vezi că e ăla, e la pits, ai grijă. Aici mă jur, cred că trebuie să merg cu 30 la oră în curba asta, e scârboasă rău de tot. Spre ce vorbim? O mega scârboasă e. Da, mă jur, intri cu 50 la oră în curbele astea așa. Nu știu dacă ceilalți și-au terminat cursele. Celebi suntem în față de unii, măcar atâta. Nu suntem nu suntem ultimii fraieri, măcar atât. Din fericire. Și avem un lap clean, mai trebuie încă unul și ăla suntem. Ok, n-avem un lap clean. Oh, nu cred că nu s-a pus lap clean din cauza că nu l-am început de unde trebuie probabil. Oh, aș mai avea încă două. Dar așa zice că trebuie să fac doar două de... Oh, mi s-a pus acum, stai că mi s-a pus, never mind. E lapă, e curat. Ah, se pune de unde începe, de unde a început cursa tura trecută, am înțeles. Stay in control of your car. Cer să ne menținem cu totul pe verde. Așa că niște adevărați șoferi ce suntem. Ce pe să-mi placă? Ce pe să-mi placă? Păcat că nu pot să văd mașina din față, mi-ar fi plăcut. Nu știu dacă jocul ăsta are photo mode. Cred că nu e prea făcut jocul ăsta cum o să fie Gran Turismo, în sensul să ai toate feature-urile pentru photo moding și toate alea. E făcut mai mult doar pentru simulator. Dar știu că pe PC jocul ăsta este super, super popular în rândul simulatoarelor. Adică dacă ai un volan sau un sistem întreg de ăla cu pedale și nebunii, clar unul dintre jocurile pe care trebuie să le joci Assetto Corsa. Tot bine să zic Assetto, nu știu de ce. Chiar nu știu, nu-mi dau seama de ce.
Uneori țin să cred că uit să clipesc. Liderul e la ultimul lap. Nici noi nu cred că mai avem multicel. Suntem în sfârșit pe verde, nu pot să cred că suntem pe verde. Suntem pe verde la, la treaba aia de acolo. Dar este ultimul lap și la noi, ce drept de acum. Acum asta observ. Suntem puțin în față de, de unii. Măcar așa. Dar suntem măcar în față de alții când ne vorbim de anumite chestii. Și e ultimul lap și e super aici. Cred că... Well done, mate. Personal best. Personal best. Oh, ia uzi. Aici ar trebui să ne se cam pună al doilea lap curat. 2 din 4 vrea. Wait, what the fuck? 5 lapuri am dat deja. Sunt pe locul 11 din 11. Uh-oh. Nu o să mă pricep la jocul ăsta niciodată. Au încercat, man. Sunt prea multe pretenții, cred că, pe care trebuie să le respecti. Out of track. No time gain. Virar să fie. I fucked up. Din cauza că am devenit emotiv la partea aia de acolo. Feels bad, man. N-o să pot să-mi iert pe asta. Dude, eram așa de mândru că îi rupem pe băieți. Când colo, de fapt, băieți, tot mai bine. E greu. Vă zic de pe acum, e greu. Joc de genul ăsta e destul de greu. Și pare că a rămas ultimul pe piste. Nu înțeleg cum funcționează. Niște lume. Max wait time. A terminat liderul ăsta și acum trebuie să terminăm și noi ale noastre. Ok. Au, aia de jos s-au terminat deja. Aia de sus n-au terminat încă. Ok, stai așa. Ce drept? Nici noi nu prea mai avem mare brânză de făcut aici. Ia să vedem. Dă mare, mare nebun aici de viteză. Alright, checkered flag. Good job. You did the best you could. I'll bring the car back. Am făcut o treabă. Dude, nu mă lasă să controlez mașina. What the fuck? Got some light damage on the front of the car. Ia cui pasă. Oricum am terminat totul. Ok, hai să vedem cât de prost ne-a descurcat. Deci plus 37 de secunde ca față de primul. Ah, ok. Da, deci problema a fost că... Problema a fost cu lap-urile, că nu prea le-am dus prea grozav. Dar partea bună e că a reușit totuși să nu luăm disqualify. Am reușit cât de cât să facem o performanță, ceea ce mă face mândru treaba asta. Și acum mai mult, sper că v-a plăcut acest video. Nu uitați să dați like, subscribe și așa și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!